Sunt în Italia de 17 ani. În urmă cu 17 ani am venit în Italia. Bineînțeles, împinsă de greutăți, pentru că, ca majoritatea persoanelor, venim pentru a găsi de lucru și a încerca să ducem o viață, să dăruim celor de acasă o viață mai bună și fără probleme. Deci, pot să spun că aveam 39 de ani când am venit. Deci, o anumită vârstă. Deci, toată tinerețea mi-am petrecut-o aici. Deci, asta este viața de badantă. Viața de badantă, sacrificii, de a sta închis în casă cu bătrâni pentru a câștiga bani. Deci, nu vreau să povestesc exact, ca fiecare am întâmpinat și în foarte multe greutăți. Posturile ce le-am găsit nu au fost ușoare, dar știam la ce anume ne așteaptă, pentru că sunt persoane care au probleme de sănătate, sunt probleme care sunt oameni care au deci au boli de Alzheimer. Și cazul că cu aceste persoane e foarte greu să lucrezi. Deci trebuie să ai multă răbdare și să încerci să ca greutățile muncii când ieși de acasă, când ieși liber, să poți deci când să le lași în casă și să ieși să te relaxezi când ieși liber. Deci, vreau să spun că în anii ăștia au fost foarte greu. Dorul de casă, dorul de băiat, pentru că am un băiat care avea 16 ani când eu l-am lăsat. Și soțul care, într-adevăr, era bolnav. Deci, era bolnav, deci eu am venit cu gândul pentru a le oferi un trai mai bun. Și deci e foarte greu, e foarte greu, e o viață foarte grea, viața de badantă. Dar trebuie să încercăm să fim mai pasive, chiar dacă suntem la locul de muncă, să nu punem prea mult suflet și să ne cerem drepturile. Asta este important. Deci, în momentul când intrăm la muncă, trebuie să încercăm să ne facem cunoscute și ceea ce noi dorim. Deci să ni se respecte totuși un contract de muncă, pentru că în ultimul timp am auzit că sunt foarte multe persoane care s-au îmbolnăvit și au trebuit să se întoarcă acasă și problema este că acasă lumea ne judecă. Lumea ne judecă pentru că nu știe, cine nu-i plecat de acasă și nu știe ce înseamnă o viață de badantă, te critică. Pentru că, de ce nu stă acasă să își vadă de cum stăm toți, de ce nu stă și ea acasă, de ce trebuie să plece. Dar cred că am ajuns la concluzia că când faci o alegere de genul ăsta, deja nu te mai simți nici român, dar nu te simți nici italian. Deci, ajungi în Italia, nu ești bine primit nici la ei. De multe ori se fac că ne respectă, dar problema este nu. În spate, tot timpul vorbește de rău, chiar și dacă într-adevăr stai de vorbă cu ei pe de o parte încearcă, vor să te înțeleagă, dar pe o parte își văd problemele lor, să-și rezolve problemele lor. Chiar dacă tu te plângi că ți-e greu, că n-ai liber, că nu mai reziști, ei tot timpul îi spun că n-au bani și
că nu poate să mai pună încă o femeie să-ți dea un ajutor, pentru că asta este o persoană care deja, deci tu te aștepți ca să ți se respecte contractul, ca persoana care la, pentru care lucrezi să-ți vină mai mult în întâmpinare, deci pe undeva ei să-ți dea mai mult ajutor pentru că sunt familiari, dar ei nu, ei pur și simplu uită de părinții lor, lasă toată responsabilitatea pe umerii tăi. Deci și tu, ca să fie bine și să nu rămâi fără servici, o dai înainte așa și trec ani și trece tinerețea și ajungi la bătrânețe că pur și simplu te îmbolnăvești și te întorci bolnav acasă. Când pur și simplu nici acasă, când te duci acasă, nici de acasă nu te mai văd bine. Pentru că, zice, sunt îmbolnăvit, acum ce fac cu ea? Cum am eu grijă de ea? Deci cei pentru care tu te-ai sacrificat, le e greu pentru că probabil nici nu știu cum să se descurce, cum să ia problema, să descurce problema asta cu o persoană care e bolnavă. Deci am văzut multe reportaje acum în ultimul timp, că sunt foarte multe internate la Socola, nu? La Socola, parcă ai zis, la Iași. Deci îmi pare rău că într-adevăr s-a ajuns, că sunt persoane care au căzut în depresie, dar eu sunt de părere că unde nu se stă bine trebuie să se schimbe. Deci locul de muncă trebuie schimbat cât mai des, eventual unde nu te simți bine trebuie să schimbi, nu trebuie să stai să suferi, pentru că deja viața, pornind în viață, este o suferință. Mai stai să mai suferi și la un post de muncă. Eu am schimbat foarte multe posturi de muncă. Deci problema este unde nu am fost respectată, eu pur și simplu am plecat, nu am stat. Acum de 2 luni de zile am luat decizia de a mă întoarce în România, pentru că soțul nu se simte bine și m-am întors acasă pentru a avea grijă de el. Deci lumea este schimbată în toți acești 17 ani, lumea e mult schimbată și prietenii care sunt prieteni, parcă nu te mai înțelege, nu mai ai, deci nu mai ești pe aceeași lungime cu ei, ei au trăit greutățile, le-au trăit zi cu zi, tu eventual le-ai văzut doar la televizor, nu ai avut, cum să zic, confruntul direct cu viața din România. Dar am rămas foarte dezamăgită pentru că lumea a devenit foarte indiferentă, clasa politică, nemulțumită de clasa politică care ne conduce, care sunt toți pur și simplu oameni corupți, care își fac legile după bunul plac al lor pentru o duce ei bine. Pe ei nu interesează de populație. Populația pur și simplu pentru ei cred că nici nu există. Și pe zi ce trece, tu trezești câte o taxă care trebuie să o plătești. Și problema este că afaceri, ce afaceri? Eu nu văd că o persoană care pleacă din Italia poate să deschidă o afacere. Nu văd, pentru că te întâmpi multe greutăți. Eu am văzut de la persoane care s-au întors acasă și le pare rău pentru că s-au întors, pentru că pur și simplu, deci pe unde se duce, trebuie efectiv să dea bani ca să poată să rezolve ceva. Până și la spitale, dacă te duci undeva la un spital, până când nu dai bani la cineva, nu rezolvi nimic. Ceea ce aici, în Italia, nu se întâmplă asemenea cazuri. Poate că noi tocmai asta ne-am maturizat văzând și viața din altă parte. Și vedem că, într-adevăr, în altă parte e mai bine ca la noi. Am dorit ca și la noi să fie, ca să se ajungă la nivelul cum e în altă parte, ca să, într-adevăr, ca lumea să fie mai, deci populația să fie mai băgată în seamă. Deci sunt mohorâți, toată lumea este mohorâtă, supărată. Când te întâlnești cu persoane, numai de asta se vorbește, nu ne ajung banii, nu mai știm ce să facem, să câștigă puțin, banii nu sunt, greutățile sunt,
medicamentele sunt scumpe. Deci, pur și simplu, lume năcăjită, nu știu ce s-ar putea schimba, deci doar atâta, dacă s-ar schimba, să vină alți guvernanți care să vrea binele și acestui popor, acestui popor oropsit, care de atâta timp, de 28 de ani, pur și simplu, deci trăiesc rău, de pe zi pe alta, în loc să meargă tot mai bine, merge tot mai rău. Eu, în fiecare an, când mă întorc acasă, mă întorc mereu cu gândul că poate ceva se schimbă, dar plec cu un gust amar, pentru că văd că într-adevăr nu se schimbă în bine, se schimbă tot în rău, tot în rău se schimbă. Deci nu știu ce să spun, nu știu ce soluție trebuie găsită, nu știu ce să spun, e foarte greu și acasă, dar e greu și aici. Pentru poate că sunt și unii care se descurcă bine, nu știu cum reușesc. De exemplu, poate sunt alții care poate să facă mai mult, ar putea să facă mai mult și poate nu fac, pentru că fiecare se gândește numai la ei. Eu văd și acum s-a înființat foarte mult, dar nu văd o asociație care într-adevăr să se ocupe de aceste biete badante. Toată lumea spune să nu faceți compromisuri, să vă cereți drepturile, dar problema este că o persoană care într-adevăr nu are de lucru, e mai ușor disperată, o persoană disperată, deci automat lucrează pe oricât. Dar iată care exista anumite agenții care într-adevăr ar tutela și ar tutela badanta, atunci ar zice, uite, aveți nevoie de badantă, eu vă înțeleg, dar trebuie să o plătiți și să o plătiți după normele legale, nu după cum vreți voi. Nu așa, pentru că nu se poate, persoana trebuie plătită la adevărata, deci există contracte, nu să inventeze ei contracte. Ai nevoie de o badantă, trebuie să o respecti și să o plătești așa, pentru că viața de badantă e foarte grea. Deci asta, nouă la badante ne trebuie asemenea persoane care într-adevăr să ne tuteleze drepturile noastre, nu persoane care pur și simplu nici nu interesează. Avem avocați, avem agenții, aceste agenții care sunt te duc să plătești o teseră care costă, să zicem, 30 de euro. Dar de aia 30 de euro nu-ți găsește de lucru. De multe ori rămâi păgubit și de aia 30 de euro care trebuie să-i dai. Dar nu e posibil chestia asta, pentru că trebuie să gândească, dar în momentul de față cred că nu se mai gândește nimeni. Nimeni se gândește toți numai la ei. O devenit, deci, o societate bazată pe egoism. Pe egoism, fiecare pentru el, fiecare. Dacă merge mie bine, pe mine nu mă mai interesează de alții. Acum de 2 luni de zile am luat decizia de a mă întoarce în România, de a încerca să-mi reiau viața de unde am lăsat-o, ceea ce este foarte greu, foarte greu. Pentru că anii au trecut și multe obiceiuri s-au schimbat. Deci nu ne mai găsim locul. Eu mă simt străină în țara mea. Nu-mi găsesc locul. Și nu pot să uit, pentru că exact 17 ani și-au lăsat o amprentă destul de frumoasă. Pe lângă faptul că am și muncit, dar am găsit și momente ca să uităm de muncă datorită anumitor asociații, unele asociații, de exemplu, Noi Suntem Români, care este înființat de Marius Lupu și de doamna Maria Bogdan.
care au fost clipe plăcute petrecute împreună cu ei. Deci au fost momente unde ne-am întâlnit cu toți, mi-amintesc cu plăcere de acum 2 ani când am făcut Paștile, exact în locul unde dau eu acum interviul. Frumos. Eram o comunitate unită, ceea ce acum, în momentul de față, nu mai văd atâta unire, văd mai multă dezbinare. Pentru că mulți, când aveam puțin, ne mulțumeam cu mai puțin. Dar când acum, într-adevăr, cred că domnii, și asta e o chestie de politică, cred că domnii de la România, din guvern, după ce ne-a făcut să plecăm din țară pentru a căuta de lucru, pentru că ei nu erau capabili să ne dea un post de muncă ca să poți să-ți duci un trai decent, deci am plecat pentru a ne face o viață mai bună, nu să trăim de în ajutoare sociale cum trăiesc mii de oameni acum și care așteaptă lună de lună să ia aceste ajutoare. Deci noi am fost oameni care curajoși, care ne-am gândit că trebuie să facem ceva și statul de pe partea diasporei a avut numai de câștigat. Deci, în primul rând, valuta care s-a trimis în țară, pentru că fiecare, orice diasporian are pe cineva acasă, părinți, frați, care efectiv au încercat pe undeva să le ușureze traiul. Deci, domnii când au văzut din Parlament că noi, diaspora, ne înțelegem atât de bine, au încercat prin toate metodele să ne dezbine, creând anumite asociații, care aceste asociații, cred că mai mult au nu de a uni, ci a dezbina. A dezbina și a crea conflicte. Deci, mie îmi pare rău pentru că înainte de a fi aceste asociații, românii erau mult mai uniți, mulți mai uniți și mult își doreau binele unul altuia. Pe când acum asta este, poate că greșesc, eu nu vreau să spun că nu, dar văzând ceea ce se întâmplă zi de zi, mie mă face să cred că, deci, lucrurile nu merg cum mergeau odată. Nu, pentru că e multă vorbă, să vorbește mult și să face puțin. Deci multă vorbă. Fiecare încearcă, deci ca și cum acum că problema primordială este badantele, se discută foarte mult despre badante, crede că soluția ar fi de a avea doctor, psiholog să te duci să te plângi la ei. Eu cred că nu asta este problema. Problema este persoane care într-adevăr să ne ajute să ne găsim drepturile și în primul rând ca badanta să fie respectată de cei care, la care lucrează, nu să lucreze 24 din 24, pentru că așa persoana respectivă cât poate lucra în ritmul ăsta, deci poate să lucreze 5 luni, 6 luni, eu spun 5-6 luni, dar sunt altele care poate pur și simplu să îmbolnăvesc pentru că depinde, trebuie deci o capacitate și voință și răbdare pentru a rezista la un stres de fiecare zi cu o persoană care pur și simplu e bolnavă. Deci eu doresc foarte mult ca asociațiile să se formeze într-adevăr o asociație unde badanta româncă trebuie să-și găsească de lucru. Deci să-și găsească de lucru și să fie tutelată. Deci agenția respectivă să aibă avocat, care acest avocat trebuie să-i tuteleze drepturile. Deci trebuie să-i spună, când persoana vine să ceară. Deci persoana, deci datorii de lavoru, când vin să caute o badantă, trebuie să îi se pună în față. Da,
această persoană, lucrezi cu ea, dar trebuie să-i dai după contractul de muncă ceea ce îi revine, ceea ce îi revine și liberele care îi revine. Pentru că de multe ori asta e problema, pentru că nu sunt liberele, deci corespunzătoare și nu au liber și femeile, aceste femei se îmbolnăvesc pentru că lucrează sub stres, tot timpul sub stres.